Am invitat un om care a făcut niște lucruri extraordinare și care, cu care cred că ne mândrim în mare măsură. Este până la urmă singurul antrenor care a câștigat un campionat în acest sezon, un campionat european, extra România, dacă vreți. Răzvan Lucescu, te salut și mă bucur că suntem împreună. Bună seara! Spuneam, trăim vremuri interesante pe aici, pe la noi. Suntem o țară specială. Da, da, cu tot. Acum cred că ar trebui să spunem că suntem într-o regiune specială, că trebuie extinsă zona geografică. Absolut, trebuie extinsă zona geografică, dar... Trăiri emoționale foarte, foarte multe și foarte intense și până la urmă astea duc la... la decizii, în partea asta geografică a Europei. Includem și Grecia aici. Grecia, cum? Sau Grecia e peste România? Grecia... Emoțional cred că e peste. Am spus dintotdeauna că acolo se trăiește emoțional foarte intens și foarte ușor se merge de jos, de la o situație de criză, la o situație extraordinară și imediat, în momentul următor, poți să te duci din nou în criză. Dar... acolo, știi, care e diferența? Această spune-mi stare... diferența. Adică ai trăit și aici, ai trăit perioadele alea nebune. Acum mă scuzi un pic, vezi că ăsta tot scârție. Haideți să găsim un alt scaun, unul care să nu scârție. Pe voi să nu vă deranjeze. Să nu-i scârție, nu vrea nimeni să-ți ia scaunul de sub picioare, să fii liniștit. N-am nicio problemă, chiar n-am. Sunt atât de liniștit în orice situație. Am spus, eu fotbalul și meseria asta o fac... din plăcere, din pasiune. Foarte mulți nu mă înțeleg. Cred că nici tatăl meu nu înțelege foarte bine cum judec. Poate că acum, încet, încet, încearcă să-și dea seama. De-aia eu am și mers de la loc de cupe europeană și câștigarea Cupei României de două ori, putând să plec undeva în afară pentru o primă experiență, m-am dus la locul 11 în Divizia B. M-am dus la Xanti, care era pe un loc retrogradabil în acel moment și care tocmai se salvase în vară la un play-out pentru a rămâne în prima ligă. Am făcut alegeri așa cum am simțit, fără să am un plan. Trebuie să fac asta, să ajung acolo, să mă duc la pasul următor? Nu. Am făcut-o pentru că așa am simțit. La Xanti am stat 3 ani. Într-un orășel foarte mic, în nordul Greciei, la poalele muntelui, un aer extraordinar de țară. Am trăit o viață normală, frumoasă. Deci, ai încărcat bateriile acolo? Am încărcat bateriile, am muncit foarte bine, mi-am făcut un grup de prieteni. Viața înseamnă și asta. Și viața absolut profesională, dacă este ajutată de acest aspect din afară, evoluează. Cum te-ai schimbat? Te-ai schimbat ca antrenor? Și povestește-mi un pic etapele. Adică, pentru că e clar, ăsta este momentul... Dom'le, toți munciți, toți antrenorii munciți ca să câștigați titluri, da? Trofee. Ok, ai câștigat cupe, acum ai câștigat un campionat neînvins, ai făcut un event, este deja, mă gândesc, highlight-ul carierei, da? Ce s-a schimbat? Adică, povestește-mi un pic de parcursul tău. Cum te-ai schimbat? Trecând prin Naționala României, dacă vrei, trecând prin Grecia, revenind la sau B, A, B, cum ai spus tu, ce... Cum ai simțit tu? Cum percepi tu? Sigur că fiecare dintre aceste experiențe m-a ajutat enorm, pentru că am învățat, au fost momente dure, au fost momente plăcute, am căpătat o altă experiență. În al doilea rând pot spune că am evoluat și din punct de vedere al pregătirii pe teren, dar păstrând filozofia pe care am avut-o de la început. Foarte multă lume... În ce sens? Poți să-mi dai niște exemple? Adică lucruri pe care, nu știu, le faci acum, nu le făceai, ce simți tu că ai câștigat în perioada asta? Am început să lucrez foarte mult, dar asta, știi, contează și depinde și de echipa pe care o antrenezi, de calitatea jucătorilor pe care îi ai, de echipa care... este obligată să practice un anumit joc. De exemplu, la PAOK suntem obligați să jucăm în ultimii 30 de metri. În ultimii 30 de metri, unde trebuie să atacăm, să jucăm în spații foarte răstrânse, să poți desface echipele care se apără foarte jos cu câte 10 jucători. Se schimbă puțin modul de lucru. La Xanti, calitatea nu ne-ar fi permis să facem acest lucru, deși ideea generală era aceeași, de a pleca din spate cu construcție, de a deschide, de a avea o posesie și de a controla acțiunile pe care le duceam, însă calitatea pe care o aveam acolo a jucătorilor nu ne permitea să controlăm noi total jocurile. De foarte multe ori desfăceam, ajungeam la finalizare, dar
mai și pierdeam mingi și atunci imediat trebuia să fie acolo trebuia să reorganizarea pe fază de, peste tot și aici la fel, și aici la fel. Am, echipa noastră, Papaocul, este o echipă foarte ofensivă, duce foarte mult jucători în careul advers. De multe ori suntem cu 7-8 jucători, inclusiv mijlocașul central, care ar trebui să rămână la acoperire, este gata pentru finalizare și pentru a face schimb cu celălalt mijlocaș central. Fundașii laterali sunt fundași care urcă. Deci suntem foarte ofensivi și este obligatoriu să fim așa. Pe de altă parte, lucrăm și la momentul în care pierdem mingea, cum ne reorganizăm, cât de repede o facem, cu ce intensitate și la momentele în care adversarul are mingea. Pentru că în toată lumea asta, toate echipele, la un moment dat, indiferent cât sunt de slabe sau de bune, au mingea. Și atunci ce facem? Cum o recuperăm? Cum ne protejăm să nu primim gol? Și cum folosim acest moment pentru a declanșa un atac care poate fi foarte rapid, având spații, sau care devine pozițional și atunci cum mișcăm mingea, ce mișcări facem pentru a desface apărările. Adică ești un antrenor care te adaptezi la ce jucători ai, la ce stil de echipă ai. Pentru că, știi de ce întreb? Că vezi, este foarte la modă discuția și am văzut interviul tău din Gazeta dello Sport, în care vorbeai, dom'le, sunt trei antrenori pe care nu poți să-i neglijezi, da? Klopp, Guardiola și Allegri, da? Așa ai spus în Gazeta dello Sport. Da, aici l-aș include și pe Sarri. Okay. Atunci am vorbit despre Allegri pentru că chiar mă deranja această situație negativă care se crea în jurul lui. Un antrenor la demitere, până la despărțire, nu știu dacă demitere. Ma demitere, că el a spus. Ok. Bun, a ajuns la demitere, totuși un antrenor care, da, dar din punct de vedere, de asta eu am considerat că nu e o demitere, Juventus a ajuns la concluzia că e benefic să schimbe pentru a readuce un suflu nou. După o perioadă de timp, și știi foarte bine că în Italia tot așa antrenorii se cam schimbă la un interval foarte rar să rămână unul. 5 ani deja cel mai lung mandat. 4 ani a fost, nu? 5. 4 nu, pentru că are 4 campionate câștigate la rând. Da. Are 5 campionate câștigate, nu are 4. Era de 5 ani. Atunci are 5 campionate la rând câștigate. Plus cupele care au fost câștigate, plus două finale de Champions League. De ce vorbeam de ei? Scuză-mă că te întreb. Voiam să încerc să... Tu ce tip de antrenor ești? Pentru că tu ai început cu un fotbal extrem de ofensiv și foarte plăcut la Rapid. Deci a fost una dintre cele mai plăcute echipe, da? După care a trebuit să te duci la Brașov. După care Naționala României cu tine a jucat un mix, dacă vrei, da? După care la Xanti ai fost obligat, cum spuneai, să fii atent la organizare și acum jucați un fotbal foarte frumos. M-am uitat la meciul lui Pauk. Pauk joacă un fotbal frumos. Cum te definești tu ca antrenor? Ești mai apropiat de ce? Niciodată nu am fost un antrenor defensiv. Totdeauna ideea mea a fost de a avea mingea. Ideea mea a fost de a controla jocurile, de a domina. Problema, da, apare atunci când este o anumită calitate, poți să faci 100% acest lucru. Când calitatea jucătorilor nu permite acest lucru, atunci ei îți oferă altceva, au alte calități. Din punct de vedere fizic, din punct de vedere al angajamentului, din punct de vedere al mentalității de a se bate pentru fiecare minge cu toată determinarea și de a pleca imediat pe atac rapid, să nu zic contraatac. Nu? În același timp, gândește-te că la echipele mai mici care n-au obținut mari performanțe, jucători care n-au obținut mari performanțe, este foarte important aspectul mental. Am avut un caz, un jucător care la un meci contra lui Olympiacos a ieșit de pe teren și mi-a spus: te rog să nu mă mai bagi niciodată împotriva ăstora, că oricum nu avem cum să câștigăm în fața lor. Asta era, deci era Laxanti. Da. Ca să înțelegi cât de mult contează acest aspect. De aici pleacă, dar eu mă definesc ca un antrenor ofensiv, însă țin foarte mult la organizarea în momentul în care n-avem mingea. Și de aici
foarte mulți sunt tentați să zică că eu aș fi defensiv. Noi nu primim goluri multe. Noi, este al doilea an la rând în care suntem echipa cu cele mai puține goluri primite. Laxanti eram echipa care nu pierdea în topul primelor 5, dar făceam multe rezultate de egalitate. Așa cam peste tot. Țin foarte mult la aceste detalii. Țin foarte mult și lucrăm foarte mult. La absolut toate. Pentru că până la urmă, uite-te puțin, Manchester City care joacă un fotbal extraordinar, ofensiv. În același timp este foarte bine organizată în momentul în care pierde mingea și dacă are timp să fie o echipă compactă, știe perfect ce trebuie să facă. Toate echipele acestea mari, câștigătoare, Liverpool, a câștigat Champions League, a fost la un pas de Premier League, un punct în spatele lui City, un an fabulos. Absolut. Este o echipă care joacă un fotbal plăcut, ofensiv, dar în același timp este o echipă foarte puternic, disciplinată pe faza în care nu are mingea. Absolut toți sunt compacti, toți se fac ceea ce trebuie, presiune, dublaje, închiderea spațiilor. Deci, fără asta nu se poate. Numai oamenii care nu se pricep la fotbal se joacă ușor cu aprecierile. Spune-mi, sunt foarte mulți. Spune-mi, te-ai bucurat cu adevărat? Ai fost... Eu am vorbit cu tatăl tău imediat după ce ai câștigat, cred că, și cupa. Și am zis, dom'le, senzația a fost că nu s-a suit pe mese după ce a câștigat titlul. Sunt mulți care... L-ai văzut pe Klopp? Deci Klopp stătea în autobuzul ăla, îl plimba prin Liverpool, el își bea berile, făcea glumele, era... Deci omul era extraordinar. Tu ai fost foarte rezervat după câștigarea titlului. A existat un moment de ăsta de exteriorizare, cred că o conferință aia de presă, nu? Atât. După meciul de la Ianina. De la Ianina, deja nu? Deja câștigasem campionatul, da. De ce? Adică, cum a fost? Te-ai cenzurat? Ai încercat să fii? Sau pur și simplu așa ai trăit tu evenimentele? La meciul pe care l-am avut cu Levadia Cosa acasă, da, a fost... Știi cum? Probabil că și vârsta. Am trecut prin foarte multe experiențe. A fost o foarte mare presiune, uriașe. Am avut o presiune foarte mare acolo, la Salonic, din prima zi în care am ajuns. După aceea a fost nebunia care a fost cu un an înainte. Pe parcursul acestui campionat au fost foarte multe presiuni puse de către patron. Da? Da, enorm de multe, enorm. Și în momente în care eram învingător și câștigam. Ce înseamnă asta? În timp ce orașul și suporterii erau într-o euforie totală, ne chema la discuții, la ședințe. Și după meci câștigat cu 3-0 acasă, după meci terminat la egalitate la Larisa, egal, care ne-a permis să ne trebuiască un singur meci în ultimele două etape, jucând acasă, penultima etapă, cu o echipă care era retrogradată. Deci, și iar pe drumul de întoarcere de la Larisa către Salonic, plin de mașini, de oameni care au venit să ne întâmpine, să ne prea, să ne oprească cu torțe. Iar a doua zi am avut ședință. Ședință de partid, ședință, de tras de urechi? Ședință de reproși, că de ce n-am câștigat, că ce vom face ultimele meciuri. Eu cred că mai degrabă el a încercat în permanență o strategie de a ne obliga să fim tot timpul atenți, concentrați pe campionat, să nu cumva pe jocuri, să nu cumva să lăsăm atenția jos, să ne considerăm campioni și am putea să pierdem pe final acest titlu. Dar pentru tine bănuiesc că a fost greu foarte greu și cred că marele meu merit, alături de stafful meu, pentru că am un staff excepțional și cu toții împreună ne-am ajutat, ne-am susținut, am păstrat un echilibru, pentru că foarte ușor s-ar putea ajunge la nivelul echipei și s-ar putea pierde entuziasmul, concentrarea, și toate astea au dus încrederea la momentul ăla al izbucnirii tale, adică încă a fost până la urmă un moment foarte emoționant, în condițiile în care îmi spuneau, de exemplu... Am să spun ceva altceva, după semifinala, deci se termină acest meci cu Levadia Cos,
Noi am, deci cum ți-am zis, eu ți-am povestit un pic din presiunea pe care am trăit-o tot anul. Dar s-a terminat acest meci cu Levadia Cos, am simțit o ușurare, erau, noi știam deja de după meciul contra lui Olympiacos, când am câștigat 3-1, era etapa 5-a că vom lua campionatul, erau 9 puncte, era greu ca o echipă care până atunci a mers perfect să facă atâtea greșeli pe parcursul unui campionat. Toți vorbeau că ok, nu știm să gestionăm, că Pau n-a mai câștigat de 34 de ani, că lumea acolo va transmite o stare de euforie care va nebuni grupul. N-a fost așa. Eram zi de zi la antrenamente. Antrenamentele erau impecabile. Era o plăcere. De multe ori vorbeam cu stafful meu și cu băieții din stafful meu și spuneam că sunt antrenamente la care trebuie să plătim. Pentru că realmente era toată lumea concentrată, știa fiecare jucător că trebuie să câștigăm și vroiam cu tot, cu orice preț. Ori știam, însă trecea un meci, ziceam gata, asta trebuie și după aia nu avem cum să mai pierdem. Și ne dădeam seama că vine următorul, venea următorul. Și Olympiacos, gândește-te că Olympiacos în retur, din 15 meciuri a câștigat 14 și a pierdut doar cu noi. Deci și meciurile lor, rezultatele lor, ne țineau concentrați. Însă ne dădeam seama de la meci la meci că mai e, că mai e, că mai e. Deci, se aduna presiune, așteptai momentul. Nu e ca la o finală de cupă în care ai trofeul pe masă, se intră 50-50% și la sfârșit ai ridicat, ceilalți plâng. Nu. Se adună și simți că se întâmplă, dar în același timp crește presiunea. E, în momentul în care ai ajuns la obiectiv, cel puțin asta am trăit eu, fericirea mea a fost în interior, a fost o descătușare, am simțit nevoia de o relaxare, nu să mă urc pe mese, nu să fac altceva, un alt gen de mulțumire, totală. Știi că mi-aduce... La 3 zile după meciul ăsta, jucăm returul de semifinală de Cupa Greciei. Câștigaseră în primul meci 2-0 acasă, deci plecam ca favoriți. Toată lumea, deci și asta a contat, pentru că a doua zi de dimineață, bravo, cupa, dubla, absolut toată lumea. Acum echipa, atenție, echipa e relaxată, să nu au petrecut, ce s-a întâmplat, ce nu știu ce. Ne ducem acolo, ne-am pregătit de calificare, să jucăm foarte corect, să nu riscăm absolut nimic și să încercăm să câștigăm. Să închideți calificarea, logic. S-a terminat 0-0 meciul. Nu spun că seara... I-am spus vicepreședintelui în aeroport, zic, în seara asta să nu cumva să îndrăznești să mă chem la ședință. Nu. Și după 5 minute zice, avem ședință. Ședință să ne felicite. Deci la 3 zile după ce am câștigat campionatul și în seara în care ne-am calificat în finala cupei... Nu spune că a fost iarăși cu... Am avut ședință să ne certe, cum de n-am câștigat. Nu pot să cred. Și mi-a zis, în felul ăsta, cum o să câștigăm noi ultimul meci la Ianina și să fim neînvinși? Cum vom câștiga finala cupei? Nu se poate, nu... El a încercat tot timpul să creeze această presiune, în primul rând asupra mea. La această ședință au participat și capitanii de echipă, la ultimele 3. Deci el a vrut să... Nu vă relaxați. A încercat să-ți impună jucători vreodată în ședințele astea? Și da și nu. În ce sens și da și nu? A încercat să menționeze niște jucători, dar nu s-a băgat atunci când n-am folosit și mi-am văzut de treaba mea. Deci tu nu i-ai folosit pe aia de ea. Nu, și ăsta a fost iarăși, cred eu, un atu în fața echipei. Pentru că jucătorii au știut. A, jucătorii erau de față? Au fost și de față, da. Când el a încercat într-un fel sau în altul să sugereze X sau Y. Da. Nu, a zis, eu vreau să-i văd pe ăștia jucând. Și n-au fost. Nu, am căutat să fiu foarte drept, corect. Corect ai fost sau a fost și un pic de ambiție personală să-i arăți că poți? Nu, niciun caz. Nu, și din punctul ăsta de vedere, el m-a respectat enorm. Enorm, pentru că nu mi-a reproșat niciodată. Dar că te-a ținut într-o presiune psihologică, a fost o teroare psihologică. Eu am impresia că am făcut și o greșeală și la un moment dat am spus că am învățat, m-a ajutat
el ca patron să... Să-mi spun, domnule, asta e, trebuie câștigat, nu există alibi, nu există altă variantă, trebuie doar asta. Prin presiunea pe care a pus-o, eram participant la ședințe. Ședințele cu câte 5-4, managementul, antrenorul principal și pe fiecare dintre noi punea o presiune. În primele momente, mi-aduc aminte de perioada când eram tânăr, că, și de asta pot spune că am evoluat și sunt cu totul și cu totul altul. Aș fi nebunit, aș fi avut reacții să ies de pe sala de ședință. Să... Așa stăteam în primul moment, Te crispai? Nu mă crispam, mă revoltam în interiorul meu să aud ce auzeam și după aceea spuneam, stai, stop, el te-a adus aici să câștigi. Câștigă, găsește metoda să câștigi. Nu te mai gândi la altceva, nu câștigi, pleci. Vine un altul. E foarte simplu. Concentrează-te. Așa ajungeam să-mi spun și plecam de la ședință. Și tu ai recunoscut treaba asta și zici că ai fost... Am recunoscut și am impresia că... Că a profitat. Știe și, știe și a continuat să facă asta. E cel mai complicat patron sau e... Da, de departe. De departe. Mai greu decât cu copul să lucrezi. De departe. Dar de ce? Pentru că are o altă putere, are altă forță. E nivel... Bine, când am... Maxim. E, lumea rămâne atât cu de aia cu pistolul, să știi. Aia rămâne... Deci lumea atât rămâne de cu... e bogat, e puternic. A investit în jumătate nordul Greciei, în Salonic, nu numai în echipa de fotbal, în Atena, în Rusia are afaceri. E un om care a ajuns la acest nivel prin ce? Prin minte și prin muncă. Are aceleași pretenții. Sigur că fotbalul e o altă situație, un alt gen de afacere, unde trebuie să manageriezi niște jucători, în primul rând, care sunt tineri, care au anumită educație sau nu au educație. Că e interesant că noi avem aici impresia că ai noștri sunt cei mai cei. Deci știi că aici dacă trăiești toată ziua Spun ceva. Tu nu realizezi, voi nu realizați aici și ne interesa, dar el, patronul nostru Savidis, patronul lui Olympiacos Marinakis, patronul lui AEK Melisandre, sunt oameni cu greutate imensă, cu averi în spate, cu orgolii imense, cu putere de tot felul și lupte de mari orgolii. Acest campionat nu este unul simplu și cel al lui Panathinaikos e un om foarte bogat, dar nu bagă. Nu, deloc și din cauza asta și Panathinaikos are probleme. Rămâi? Cum să nu rămân? Mai nu știu. Un contract. Ok, dar știi, e ca anul ăsta Halep. Halep s-a dus anul ăsta la Roland Garros și toată lumea o întreabă cum e, că anul ăsta trebuie să aperi. E prima oară când trebuie să aperi un turneu de mare șlem. Ce presiune ai, cum simți lucrurile, cum... Ok, în fotbal e clar, va fi primul titlu pe care trebuie să-l aperi. Și normal că ți va exista toată presiunea din momentul de față e pe tine. În același timp, dom'le, ai terminat un campionat neînvins. Mai mult de atât, nu știu dacă... Adică poți eventual încă un an să fii neînvins. Ideea e ce mai poți face anul ăsta și care sunt obiectivele până la urmă. Primul obiectiv este să intrăm în grupele Champions League. Ok. Al doilea să câștigăm campionatul și al treilea să câștigăm cupa. Atât, doar atât. Mai mult de... Asta este, în primul rând, că este un obiectiv pe care mi l-a dat vinerea trecută. Am avut o discuție. Dar este un obiectiv care este și al meu. Cu cea mai mare... nimeni nu mai trebuie să-mi spună... Toate aceste victorii ne dau încredere, ne dau entuziasm, ne dau plăcerea de a continua și de a ne bate cu aceeași determinare. Nu mai gândim dacă, acum, nu, asta facem, punct, asta facem. Intrăm și gata. Ne vom bate indiferent de care va fi adversarul să intrăm acolo. Asta ne este visul. Am fost anul trecut într-o situație foarte complicată, Basel, Spartak, Moscova și Benfica și am fost foarte aproape.
A fost acea nebunie din prima repriză din returul cu Benfica, dar gândește-te că începusem extraordinar, 1-0, ocazie. Și după aia Lisabona, a fost un moment... La Lisabona ați avut și ceva noroc. Da, fotbalul fără noroc nu este... Liverpool n-a avut noroc acum când la 1-0, cu toate că a meritat total să câștige, nu? Totuși a avut noroc că putea și Tottenham să egaleze și acum a zis cu Tottenham, eu zic că credeam că te referi la Barcelona. Nu, acum în finală, că m-am referit la ultimul joc. Și așa, deci șansa, dar să știi că și șansa asta merge de partea celui care este puternic. Și când zic puternic, care are încredere, care are o unitate acolo în interior, în cadrul căreia fiecare jucător gândește pentru obiectivul general. Toți jucătorii sunt egoiști. Toți. Nu există. Nu există ca unul să spună mă sacrific așa pentru grup. Nu e, fiecare. Dar e foarte important ca acei jucători totuși să se gândească la obiectivul comun. Spune-mi, te rog, pentru că nu este ușor, până la urmă, nu este ușor să fii băiat de ce a fost tatăl tău, să spunem. În niciun domeniu, este extrem de complicat. Nu e ușor să fii băiat de Lucescu. Nu e, e cu atât mai complicat să fii băiat de Lucescu, da? Anul trecut ai fost ales antrenorul anului în România. Da? Anul ăsta ai câștigat un titlu. Eu vreau să spun ceva. În raport cu tatăl tău, da. Nu știu, a fost o treabă și de competitivitate vis-a-vis de tatăl tău în felul în care ți-ai gândit cariera? No. Am spus mai devreme. Eu n-am avut niciun plan. Nu mi-am plănuit, fac asta, trebuie să ajung la nivelul ăsta, după care să mă duc la nivelul celălalt. Ți-am și dat exemplu, cum am ales echipele. O nebunie, dacă stai să te gândești, o nebunie. Inclusiv Qatarul. Eu am avut în momentul în care, dar semnasem în Qatar. Semnasem în Qatar și am avut o ofertă din Italia de la un club important. A venit directorul sportiv aici să discute cu mine. A venit o perioadă să vadă antrenamentele, a fost la antrenamente, a urmărit cum lucram. Numai că timpul s-a scurs, nu credeam că până la urmă se va ajunge la o astfel de situație. Și am fost obligat să semnez mai devreme în Qatar. Vroiam neapărat să plec din țară. Vroiam neapărat la acel moment, vroiam să plec. Și am zis, nu mai rămân. De-aia am și semnat în Qatar. Ai vreun regret că nu ai ajuns în Italia? Nu, n-am, pentru că niciodată n-am regretat ceea ce am făcut. Însă a venit și mi-a spus, uite, era cu o săptămână înaintea finalei Cupei României contra lui Dinamo, cu 5 zile înainte, ne-am văzut la prânz și vreau să-ți spun că în momentul de față sunteți doi antrenori pe lista noastră. Unul este primul, dar sunt șanse 5% să ajungă și într-adevăr n-a ajuns și al doilea ești tu. Și aș vrea să discutăm puțin de aspectul financiar. Zic, nu, am închis că... N-are rost că am semnat deja și nu pot să mai fac niciun pas. Cum o să fie, pentru că urmează vineri meciul ăsta în care tu o să stai pe bancă, Mircea Lucescu pe altă bancă. Da? Tu o să fii antrenorul Rapidului, unui Rapid, așa, All Stars. Aș vrea să spun că va fi fantastic, aș vrea să spun că ar fi o sărbătoare a fotbalului, dar deja mi-au trecut pe la ureche niște vorbe tipice mentalității românești. Concret? N-are importanță că nu, am dat în domeniul bârfei și nu vreau să facem acum asta, dar oricum de situații, că nu venim că ăia vin ăia, nu vin că ăia vin așa, că ce e asta cu... Dinamo, că este un meci în primul rând cu un scop caritabil. Corect. În al doilea rând ar trebui să fie o sărbătoare și un remember pentru imaginea fotbalului românesc. O situație în care vor fi pe teren foste glorii ale lui Dinamo, foste glorii ale Rapidului, foști jucători care au adus multă bucurie în rândul suporterilor lor, propriilor suporteri, ar trebui să fie așa o bucurie să-i putem vedea. A doua zi, rivalitatea dintre cele două echipe, Dinamo și Rapid, când se vor întâlni pe puncte, pe asta să rămână aceeași. Nimeni nu are pretenția ca Dinamo și Rapid dintr-o dată să devină frați, surori și prieteni. Dar mi se pare
de bun simț să interpretezi lucrurile așa și nu ca și cum este o situație neplăcută că se întâlnesc Dinamo și Rapid. Vreau să vezi ce a spus tatăl tău vis-a-vis de întâlnirea asta, că e foarte interesant. Am acceptat această invitație specială din partea organizatorilor, pentru că într-adevăr este un moment important pentru a arăta că oamenii de fotbal pot să fie alături de cineva care are nevoie. Am căutat să găsim o soluție pentru a ne strânge toți. Și această soluție este legată de două evenimente importante. Dinamo, care face 30 de ani anul acesta de când a câștigat campionatul, deci 89-90, iar Rapidul 20 de ani de când a câștigat campionatul 99. În felul acesta putem să îi vedem pe toți artiștii acelor perioade, care au încântat public și jucau în fața unor stadioane arhipline. În același timp, cred că extrem de important că a fost între Rapid și Dinamo a fost o relație specială, mai ales din momentul în care eu am preluat Rapidul. Am vorbit și cu Răzvan și ne-am pus de acord ca el să fie pe banca Rapidului din 20, dar nu e vorba doar Rapidul de acum 20 de ani, ci e vorba de Rapidul întregim eu de o parte și Răzvan de o altă parte. Vreau să-mi iau revanșa, că ultima întâlnire am pierdut-o. Acum depinde, sigur că voi depinde de Andone cum se va prezenta pe teren, de Lupu cum se va prezenta pe teren. Mie mi-ar face mare plăcere să-i revăd băieții de acum 30 de ani, cu care am câștigat campionatul anul 90 și cupa și campionatul. Face mare plăcere să-i revăd pe cei cu care am câștigat campionatul Rapid. Auzi, gata de revanșă. Vrea să-și ia revanșa pentru Șahtior Rapid 0-1. O seară specială a noastră, a familiei, o seară specială a Rapidului. A fost o seară specială a fotbalului românesc, aceea atunci european. European, da, pentru că un tată și un fiu s-au întâlnit totuși la un asemenea nivel. Doar voi și familia Urin ați câștigat titlul tată-fiu. Nu știu dacă știi. Nu știam asta, nu. Deci familia Urin cu Dușan bătrânul și Dușan care a fost la noi, dar după aia s-a dus cred că la Dinamo Tbilisi și a câștigat acolo titlul. Da. Și voi, mă rog, tatăl tău pe unde a câștigat titlul și tu la POC. Da. Da, dar să știi că sunt și alte 5 cupe, sunt e o da, promovare. Eu vorbeam de titluri, sunt da? Lucruri extraordinare. Da, o experiență foarte, foarte frumoasă și plină de... Și mai e momentul ăla clasic deja, da, ăla cu pupatul și cu lacrimile ce? Și cu... Bă, de la conferința de presă al vostru. Vezi, sunt un tip emoțional și eu. Păi, dar cine spune că nu ești? Și mă pot abține. Asta că m-ai întrebat atunci la Ianina de ce am plâns, am reacționat așa, pentru că am înțeles cât de important a fost succesul nostru și ce lucru fantastic să câștigi un campionat fără să pierzi și să fii prima echipă în istoria fotbalului acolo. Da. Juventus câștigase ultima oară cu Conte. Cu Conte în 2012, parcă, da. Sau da. 2013, ceva, 2012. Da. Da, și aici iarăși a fost acest moment. Am avut așa o concentrare maximă pentru pregătirea acestui joc. Inclusiv m-am dus la Donetsk să-i urmăresc, deci fiind la taică-mea acasă, să-i urmăresc contra lui Dinamo Kiev. Că înaintea meciului pe care l-au jucat contra noastră, au mai avut un joc de campionat, dar înainte de întrerupere au avut acest meci cu Dinamo Kiev. Era singura pozitatea mea să mă duc să-i văd. Și m-am dus să-i văd la fața locului. Am transmis cu sânge rece băieților ce puncte forte au, unde ar normal putea fi surprinși, așa și dându-le în toată încredere, ascultați-mă, câștigăm acolo, am înțeles și le-am explicat și psihologia, zic, nu poate, dincolo de asta, gândiți-vă că indiferent cum va fi meciul, în mintea celor de la Șahtior, va fi, a jucătorilor, va fi ideea, oricum, echipa tatălui va câștiga în fața echipei fiului.
noi trebuie să fim doar foarte agresivi, foarte tari, foarte determinați să câștigăm și vom câștiga. Așa, știi? Iar când s-a terminat jocul, a fost primul moment de bucurie, nu pentru că am învins șahtiorul lui taică-miu, pentru cele trei puncte și pentru că eram la un pas, mai aveam nevoie, jucam acasă cu contra lui PAOK Salonic. Da. Așa și aveam nevoie de victorie să fim chiar pe primul loc. Și așa am și terminat, pe primul loc. Dar după acea explozie de bucurie de câteva secunde, mi-au căzut ochii pe tatăl meu care mergea spre centrul terenului, era cu capul în pământ, cu mâinile în buzunar. Și așa am avut un sentiment de rușine, de trădare, de eu care până atunci numai am trăit toate meciurile lui cu maximul de intensitate. Eram cu tată de copii și ne uitam la meciurile lui cu Galata, cu Beşiktaş la televizor și săream pe televizor. Mă luptam cu absolut toată lumea. Aproape, adică mă puneam înainte de victoriile mele, când eram jucător, victoriile lui ca antrenor, așa îmi doream de tare. Și dintr-o dată să ajung să mă bucur de insuccesul lui. Ăsta a fost sentimentul în acele momente când l-am văzut și de-aia mi-a izbucnit în plâns. Crezi? Și n-am putut să mă abțin nici la vestiare, mult, 15 minute m-am izolat, i-am rugat pe masior să nu-i lase pe băieți în zona aia. Am găsit un loc, un colț mai retras și am stat și am plâns și după aia m-am oprit și la conferință iar am reacționat așa. Crezi că vreodată, pentru că a fost recent Giovanni Becali invitat în studio, și a recunoscut că în perioada când erai selecționer, pentru că avusese contre în trecut cu Mircea, cu tatăl tău, au existat niște... ți-au pus piedici, sub o formă sau alta. A recunoscut lucrul ăsta. Ai simțit vreodată că ai căzut la mijloc ori în conflictul lui cu familia Becali, ori că ai fost victimă colaterală? În perioada de cât ai fost selecționer? Sunt perioade trecute, sunt perioade din viața mea cu experiențe importante. Toate aceste experiențe m-au ajutat astfel să astăzi să văd lucrurile în mod diferit, să mă detașez, să am un mai mare echilibru. Sigur că în sufletul meu sunt lucruri care vor rămâne. Pozitiv sau negativ, cele pozitive, ok, o totală bucurie și fericire să mă întâlnesc cu oameni, alte negative încerc să le estompesc și să iau exact ceea ce ți-am spus, doar experiența. Nici nu mai contează, n-au fost nici singuri, au fost și alții, am înțeles foarte bine că, de fapt, poziția asta de antrenor la echipa națională este una foarte, foarte delicată, mai ales într-o perioadă în care erau președinți patroni cu personalitate foarte puternică, toții urmărind interes de a-și promova jucătorii, de a-i vedea la echipa națională. Au fost multe situații, multe situații incredibile, dar au trecut. Amenințări către jucători să nu vină sau să nu vină ca să... crezând că vor veni alții, că povești de ale vieții. Au fost jucători care care au venit la mine și mi-au povestit despre situațiile acestea. Că ce? Că nu au... Să nu se prezinte la echipa națională, să nu mai vină să joace pentru echipa națională cât sunt eu antrenor. Unui jucător i s-a spus nu te duce, dă-te accidentat ca să-l ia pe celălalt că avem un interes. Mai trăiți niște... Dar tu recent ai spus dar într-un interviu... Dar încă o spun, nu mă refer acum la... La Giovanni la și Giovanni. La Victor. Nu, au fost alte și altele. Dar ei... Nu, de-aia... Nu vrei. Ok, înțeleg. Dar tu, viață frumoasă. Știi, tu spui viață frumoasă... Plină de tensiune și de suspans. Tu spui viață frumoasă. În același timp, tu spui într-un interviu pentru că asta spui, doar că nu mai vii la echipa națională. Că nu vei mai veni la echipa dar națională. Dar atenție, pentru că... S-a încercat crearea unei polemici acolo. Eu am spus că nu mă interesează echipa națională, nu a României, în general, ideea de echipa națională. Pentru că nu-mi place această meserie. De ce? Ești bine, nu pe teren mai târziu. 2-3 zile, n-ai cum să, cu echipa, cu jucătorii, n-ai cum să transmiți ideile tale, nu lucrezi. Mie îmi place să fiu... Deci, asta a fost răspunsul meu. De acolo s-a interpretat
Și cum în România sunt unii ziariști care, sau jurnaliști, sau ce sunt, în fine, editorialiști, sau, mă rog, conducători de emisiuni, și-au creat un nume creind numai scandaluri și provocând, au preluat de aici cum au vrut și au spus că mă refer la echipa națională. Nu. Iar Răzvan Burleanu a venit imediat și a zis, domnule, un bun român vine și... Am lămurit-o și cu Răzvan Burleanu, l-am sunat, i-am spus... Ați discutat? Da, da. Despre subiectul ăsta, da. I-am trimis un mesaj, în primul rând. După aia m-a sunat el imediat, după mesaj. N-am avut nicio intenție de a lovi Naționala României sau în federație sau să fie interpretat cum a fost... Deci nu mai vrei să antrenezi nicio echipă națională vreodată? Nu, nu. Interesant. În fotbal românesc... Eu spun asta acum. Eu știu ce o să fie peste 70 de ani. Poate o să... Când o să ajung la 70 de ani. Okay. Dacă mai sunt în fotbal... Dacă mai sunt în fotbal și dacă n-am vreo echipă, eu știu, vine vreo echipă națională și să fiu în activitate și să-mi placă să fiu în activitate. Dar în momentul de față nu-mi surâde ideea și am explicat foarte clar. Acum încep să-ți faci planuri pentru... Ai spus, dom'le, până acum n-am avut planuri. Acum ai câștigat un titlu, ai făcut eventul cu PAOK. Urmează sezonul ăsta în care încerci să intri în E al doilea event. Unul ți-a fost furat... Unul a fost luat, decis de comisie. Okay. Pentru că dacă spun ceva, risc să fim suspendați, să ni se ia puncte din sezonul următor. Bun, este al doilea. Da. Ai un plan de genul, dom'le, vreau să antrenez într-un anumit campionat, mă gândesc, sper, visez să antrenez într-un campionat X, dincolo de Grecia. Ai ținta asta? Că spui, dom'le, alegerile mi le-am au fost așa, dar acum deja cred că e alt nivel. Ai un plan să antrenezi într-un unul din top 5 campionate? Cred că este visul oricărui antrenor. 1. 2. Ce pot să spun în momentul de față este că îmi doresc să câștig anul următor campionatul, cupa și să ne calificăm în Champions League. Deci ăsta, dacă vrei, da, plan. Bun. Pentru restul, ce-o vrea Dumnezeu? Unde te-ai vedea? Adică stilul tău unde crezi că s-ar potrivi? Luăm top 5 campionate, că spui clar, e visul oricărui antrenor. Italia? Italia este un campionat foarte dificil. Este un campionat foarte tacticizat, un campionat comentat, un campionat în care comentat de absolut toată lumea, un campionat în care absolut toți își dau cu părerea, se pricep, știu să analizeze fiecare mișcare. Foarte tacticizat, a pierdut mult în disputa cu Italia, cu Spania, cu Germania. Cu Anglia. Cu Anglia. Ai zis cu Italia. Nu, cu Anglia. Anglia, cu Spania, cu Germania. Pentru că dincolo este mult mai mare intensitatea. Celelalte campionate, antrenori din celelalte campionate au preluat de la italieni acest aspect tactic și l-au adaptat la intensitatea din aceste campionate. Italienii nu o fac, merg doar pe această tacticizare. Probabil că este și această mentalitate a lor defensivă, pentru că Italia e recunoscută prin așa ceva, nu este acel curaj de a-și asuma, nu, domnule, noi dominăm, ne schimbăm stilul, mergem în față, atacăm, construim. Nu. Deci, este un campionat foarte periculos. Mi-ar plăcea foarte mult Germania, însă acolo mi-este imposibil să ajung pentru că nu vorbesc limba germană și este una dintre condiții dacă nu ai de la federație o situație specială. Tu ai fost la Köln, nu? Da, dar era pe limba engleză. Era pe limba engleză. Da. Cât ai făcut acolo? Două luni. Două luni? Da. Anglia, te-au ajutat alea două luni din Germania, de la Köln? Da, absolut tot te ajută. Bun, dacă dar nu-mi dau seama că... Dacă ești preocupat, de asta spun, asta e, pasiunea mea este să intru, să văd, să studiez, să analizez jocuri, exerciții, situații. Eu nu mă uit la un meci și am o adevărată plăcere. Eu nu mă uit la un meci superficial. Eu încerc să văd acolo cum închid, cum pleacă, unde se duce mingea, de ce, meciuri? Cum se mișcă. Nu-mi notez meciuri. Dar reții anumite aspecte și... Da, bineînțeles. Le prelucrezi după aia? Sunt în gen... Mai prelucram. Acum nu mai e timp că avem de prelucrat ale noastre. Dar când am nevoie, mă duc și scot câte ceva.
ca exemplu. Din alte campionate, din alte campionate. Dar să știi că mă urmăresc City, Liverpool, Chelsea din Anglia, constant. Din Germania, Bayern München, ok, Dortmund, și din Spania, Barcelona. Valencia. Nu-mi place Real Madrid și în special nu-mi place, nu mi-a plăcut anul acesta. Am avut o perioadă agitată pe aici, pe plăiurile mioritice în perioada asta. Dinamo. Nu știu dacă ai văzut ce s-a întâmplat la Dinamo. Rămăsesem cu informația de aseară. Tu știai că este Eugen Neagoe noul antrenor al lui Dinamo? Da, că urmează să fie... Nu, că s-au înțeles. Prezentat astăzi. Și astăzi urma să fie prezentarea, da? Între timp, azi noapte, dăm secvențele? Ok. S-au dus suporterii, au dat foc plantelor, înțeleg, din fața hotelului domnului Negoiță. N-a intervenit poliția și jandarmeria, că au dat-o unii pe alții. În fine, i-au făcut și o cruce, nu mai zicem de lucrurile astea. După care astăzi, la ora 3, tot trebuia să aibă loc prezentarea lui Neagoe. Și haideți să vedem ce s-a întâmplat astăzi, da? Avem secvențe și de astăzi? Dragilor, vrem să vă anunțăm că această conferință de presă se anulează. Se anulează? De ce? Ionel? Se anulează. Este decizia conducerii clubului. Dar ce s-a întâmplat? Măcar să vorbească și eu. Vom avea o discuție. Toți la poartă și să vină. Asta e. Să vă spun ce. Dar se știa că... Bun, haideți să... Deci ați văzut cam despre ce e vorba. S-a anulat conferința de presă pentru că au venit suporterii. O să vezi imediat ce spune Bogdan Bălănescu. Dar cum... Cum ți se pare situația? Bine... Fără cuvinte. Ok. Cred că, până la urmă, Dinamo, îmi pare rău că trebuie să o zic, dar Dinamo este un club foarte slab. Că au admis, că au anulat conferința asta de presă? Din toate punctele de vedere. În primul rând că s-a ajuns la o astfel de situație. Cu o conducere puternică n-ar fi permis niciodată să se ajungă la implicarea suporterilor în deciziile pe care clubul le ia. Am mai spus chestia asta și acum vreo 3-4 luni legat de Dinamo, de situația. Mi se pare că am fost întrebat de Mircea Renic și am spus că are experiență, știe să câștige, are multe performanțe, are un palmares deosebit în spate, dar acum este important să aibă și un management foarte puternic. Pentru că nu e ok ca Dinamo să fie în play-out, al doilea an consecutiv. Asta arată pe undeva că e o problemă la nivel de management. Dinamo este un brand, este un nume imens. Știu din experiența pe care o am în Grecia, ceea ce înseamnă Panathinaikos acum în niște condiții complicate financiar și ce presiune este ca totuși această echipă să aibă rezultate. Ei au plecat sigur și cu minus 6. Nimeni nu acceptă acest alibi al situației financiare. Știu cum se vorbește, că domne, ai un nume, n-ai voie să greșești, nu contează, trebuie să te duci în față, trebuie să te organizezi, trebuie să te intri pe teren să mori. După aia suntem în totalitate cu voi. Voi jucători, voi antrenori, voi conducători, dar vă dați viața pe teren și câștigați pentru că reprezentați acest nume. Ori Dinamo, din punct de vedere financiar, aici a fost meritul Negoiță, a ieșit dintr-o situație cumplită, merit total al lui Negoiță, a redresat-o, însă a dat dovadă că, din punct de vedere al managementului sportiv, nu e un club puternic. Nu au știut să... Managementul n-a știut să gestioneze, n-a știut să creeze, n-a știut să aibă o strategie, prea multe schimbări de antrenori. Nu-ți poți permite să pui un antrenor astăzi și după 3 săptămâni să-l schimbi. Mă refer la Claudiu Niculescu. Ce senzație, ce forță transmiți tu propriilor jucători?
Iar acum, de nesiguranță, iar de acum te-ai dus la 24 de ore. Acum la fel. Dar încă o dată spun, poate că acest moment ar fi putut fi evitat astăzi. Poate lucrul e mai complicat, e mai profund. De ce s-a ajuns aici? Oamenii îl vor pe Mircea Rednic înapoi la echipă. Cel puțin asta spun suporterii. Este sprijinit, e clar, dar vreau să vezi o declarație apropo de conducători. O declarație... Eu nu intru în aceste discuții și nu vreau să intru în aceste discuții cine e antrenor, cine nu e antrenor. Nu, absolut, te înțeleg. Eu am spus tu vorbești că de Dinamo, în momentul de față, este un club slab. Este. Da. Și o să vezi declarația asta. Este o declarație, din punctul meu de vedere, care nu are niciun fel de scuză. Și o să ascultăm întâi ce a spus Bogdan Bălănescu. Ce au cerut? Ce au cerut? Au cerut ca Eugen Neagoie să nu fie instalat pe banca tehnică a lui Dinamo. Și să fie Rednic să vină Rednic înapoi. Și să vină Neamircea să vină înapoi. Cine este antrenorul Dinamo? Antrenorul Dinamo în momentul de față este Eugen Neagoie. Se poate schimba ceva? Vom vedea zilele următoare, dar în principiu va fi o decizie foarte grea. Dar lui ce spune? Este speriat și dânsul? Dânsul nu este speriat. Înțelege suporterii lui Dinamo. Cred că aceste manifestări au venit și pe fondul lipsei de rezultate ale echipei și totodată condamnăm actele de violență care au avut loc aseară în fața hotelului Irin. Cu care nu sunt de acord, nu aceste acte reprezintă suporterii lui Dinamo. Suporterii lui Dinamo sunt renumiți pentru coreografiile pe care le fac și nu pentru aceste acte. Unde s-a ajuns în situația aceasta? Dinamo, în momentul de față, cred că plătește tribut greșelilor din timp. Deci, bine, tu ești foarte agresiv la adresa da. Dânsului. Da. Pe de altă parte, e o situație incredibilă. Nici nu este cel care ia decizii, trebuie să împace și pe și un grup și pe celălalt. Dar ce spui tu? Sunt conducători slab la Dinamo. Tu nu ai cum să ieși și să te întrebe reporterii cine e antrenor. Patronul trebuie să pună piciorul în prag, patronul trebuie să stabilească o strategie, să aibă curaj, să aibă încredere, să, indiferent de că mai sunt și obstacole, să le depășească și să se țină de aceea. Ori aici nu se arată absolut nicio strategie. Uite, îți dau iar un exemplu, că la PAOK, când am fost numit antrenorul lui PAOK, a fost toată lumea contra, absolut toată lumea contra. Da? Toată lumea contra. Cred că am fost cel mai antipatic personaj din Salonic. Și am avut totala susținere a patronului. Totala susținere a patronului și a băiatului. Nu, acesta este. Au și, a fost, mi-au că aminte că am și început greu, foarte greu. Am avut după eliminarea din Europa League, ok, fusesem la 6 zile după ce am avut meciul la 6 zile după ce am fost numit antrenor. Am început campionatul, nu ne-am putut antrena, nu ne-am putut pregăti, am spus, avem nevoie de timp. Am făcut un rezultat de egalitate în deplasare la o echipă nou promovată, 0-0, și a doua zi patronul a organizat un party, să-i spun așa, foarte frumos, elegant, în aer liber, a adus și o trupă de cântăreți, superb a fost, și a luat microfonul și a spus, el este antrenorul nostru, cine nu îl ascultă, pleacă imediat. Corect. Din momentul ăla așa ne-am dus. O să vedem că mai există un caz în fotbalul nostru în care tot așa, patronul e numărul 1. Dar nu spune niciodată că cine îl ascultă pe ăla iese și zboară de la noi. Fostul tău coleg de la Sportul, Bogdan Andone, este instalat la FCSB.
Chiar pentru tine e Steaua sau FCSB? Nu, e Steaua. E Steaua. Ok, bine. Eu trebuie să-i spun FCSB că vine CNA-ul peste noi. Dar eu cred că cu toții avem nevoie de un Dinamo puternic, de un Steaua, de Rapid în prima ligă, un Rapid puternic. Fotbalul românesc are nevoie de aceste. Dar are nevoie echipe. Și de antrenori, pentru că vrei să spun, îți spuneam că fac o comparație între ce a fost în trecut și ce e în momentul de față. Și vreau să vezi cum arătau băncile tehnice în două sezonuri, 2006-2007, și ce avem în momentul de față. Eu n-am nimic cu oamenii să se înțeleagă, tot respectul pentru munca lor, și poate că se vor dovedi niște antrenori foarte inspirați, da? Să se înțeleagă că acest mozaic pe care vreau să ți-l prezint, eu l-am făcut azi dimineață. Așteptam conferința de prezentare a lui Neagoe. Acum eu știu dacă mai e Neagoe în partea aia de sus, dar jos erau așa. Tu erai la Rapid, Olăroiu era la Steaua, Rednic era la Dinamo, iar Bergod era la CFR Cluj, da? În momentul de față avem așa, Bogdan Andone la FCSB, nici o zi antrenor în prima ligă. Papură, înainte să fie instalat de Craiova, după plecarea lui Mangea în sezonul trecut, nici o zi la nivelul primei ligi. E Dan Petrescu, care are deja 3 titluri de campioană, și Eugen Neagoe cu experiența de rigoare, are experiență la Pandurii. După atunci aia... Eugen Neagoe era la Pandurii. Era la Pandurii. Da. Într-adevăr. Și era o echipă foarte bine organizată, incomodă. Pandurii mi se pare că era în al doilea an de prima ligă consecutiv, dar o echipă foarte foarte greu de jucat contra lor. Da, el e un tip și un el e un tip foarte serios, mie îmi place foarte mult de el, cred că este și un antrenor bun. Dar mie mi se pare o foarte mare diferență în momentul de față și vreau să te întreb dacă, nu știu, de ce crezi că se ajunge în situațiile astea? Sunt patronii care vor să controleze lucrurile? Nu mai avem antrenori de calitate? Toți antrenorii de calitate poate sunt plecați din România? Nu știu ce să răspund, dar sunt și antrenori care sunt plecați. Suntem câțiva care suntem în afară. Pe de altă parte, sunt antrenori care vin din spate, viața merge înainte, apar unii, dispar alții. N-aveți de unde să știți ce se va întâmpla cu Bogdan Andone. Sigur că așa, pentru moment, pare o surpriză sau este o surpriză, dar n-ai de unde să știi cum vom discuta anul viitor. Crezi că nu știi? La sfârșitul campionatului. Dă-mi voie să am reținerile mele. Eu îl cunosc pe el. Ce fel de tip este el? Un tip foarte pasionat de fotbal, un tip foarte pasionat de analize fotbalistice, de antrenamente. Asta cel puțin pot să spun din discuțiile pe care le-am avut cu el, din schimbul de mesaje pe care le-am avut în timpul acestor 2 ani de când sunt eu la PAOK, anul trecut când am venit invitat de domnul profesor Dan Apolzan la școala de directorul școlii de antrenori. A venit acolo și am stat mult de vorbă pe teme fotbal. Deci îl văd foarte preocupat. Deci voi ați ținut ați fost într-un permanent contact cu Bogdan. Așa, prin telefoane, prin mesaje în special, da. Și ți-ai dat seama de capacitatea lui analitică? Pentru că mi-am dat seama că, îmi dau seama că are o pasiune extraordinară, îmi dau seama că este un tânăr, are niște experiențe ca jucător, are niște experiențe din, chiar dacă a fost la Liga a doua, deci știe ce se întâmplă în vestiarul unei echipe. A fost acolo la Steaua. N-ai de unde să știi ce fel de om este și cum va reuși el să-l gestioneze pe Gigi Becali. N-ai de unde să știi. N-ai de unde să știi cum îi va fi șansa. Poate că va lucra foarte bine în vara aceasta. Va începe campionatul, vor începe meciurile oficiale are să câștige. Timp. Are mare nevoie, da, are nevoie și de o conjunctură favorabilă. Pentru că în momentul în care ar începe și ar câștiga meciul după meci, atunci Gigi trebuie să facă un pas în spate. Sigur că îl va presiona, îi va spune, îi va propune, că el singur a spus că o face. Dar va rămâne la
eu știu, la decizia până la urmă a lui Bogdan de, și la înțelepciunea lui de a gestiona toate aceste situații. Nu știi cum va transmite și cât forță va transmite în vestiar, cât de corect va fi el cu jucătorii. Poți să fii? Poți să, cum să nu. Eu cred că e cel mai important lucru, știi ceva? Nu, poți să fii corect în condițiile, unui asemenea patron, pentru că un asemenea patron te aduce în situația inevitabilă de a face compromisuri. Multe, nu unul. Și vestiarul, evident, percepe lucrurile ca atare. Și eu te întreb așa, psihologic, poți să te duci la jucători și să le spui, ok, tu te-ai antrenat foarte bine săptămâna asta, dar Gigi Becali m-a pus pe mine să te țin rezervă astăzi. Deși aș fi vrut să joc cu tine. E foarte greu să vorbesc despre asta, pentru că eu nu sunt acolo. Nu știu dacă se întâmplă poți așa. Poți să faci așa ceva vreodată? Nu știu dacă se întâmplă. A recunoscut Gigi Becali, nu trebuie să... A recunoscut toată lumea. Deci nu e... Da, știi... Mie mi-a zis Gigi Becali că ne-am întâlnit odată în aeroport și am discutat pe tema asta puțin. Și el mi-a zis, eu las antrenorii la început. Dar când îmi dau seama că fac greșeli, intervin. De asta ți-am zis că poate o conjunctură favorabilă, un început bun, o pregătire bună, o atmosferă bună în cadrul echipei, n-ai de unde să știi. N-ai de unde să știi cum va reacționa. E și greu. Și ce să facă? Să spună nu? Să refuze astfel de oportunitate? Deja au început să refuze antrenori. Deja sunt... Dar el nu poate refuza. El nu e în situația asta. Dar deja discutăm de alți antrenori. Deja alți antrenori au început să spună nu. Alți antrenori care au avut consider că e sănătos să spui nu compromisului? Da, este foarte sănătos să spui nu compromisului, însă când pleci prima dată la un drum, fiecare visează sau speră la ceva bun, pozitiv, corect. Și poate Bogdan îți spune... Lasă-mă că fac eu ce n-am făcut azi. Îl gestionez și poate reușesc. Vreau să-i vezi, să vezi un fragment scurt, pentru că și ăsta spune ceva despre felul în care decurg prezentările în fotbalul românesc, cel puțin în cazul FCSB-ului. Și haideți să vedeți. Eu vă spun exact 100% cum este Bogdan Andone acum aici. Și el antrenor la Steaua FCSB. Cum este? Tot timpul, nu că a zis meme, nu că a zis șumudică, nu că a zis nimeni a zis. Eu din mers când vorbeam cu meme, că vorbeam zilnic, și când vorbeam cu meme, vorbeam despre antrenor. Ce cu tare, meme spunea, păi la ce, păi oricum Bogdan Andone face toate. Mie am pus la cap, în meme nu știe, eu puneam la cap. Și acum când a venit vremea de nu mai era, eu meme spunea, bă Gigi, ce facem cu antrenorul? Bă meme, stai mă liniște, că noi avem antrenor, tot avem pe Bogdan Andone. Că o să vrea, Iedi, că nu o să vrea cu tare, îl avem pe Bogdan Andone. Noi avem antrenor. Această veste am primit-o cu încredere, cu entuziasm. Înseamnă o mare provocare. Sunt convins că vom forma o echipă puternică, avem jucători de calitate. Și vrem să formăm un grup unit, o echipă agresivă, o echipă care să încerce să câștige cât mai multe meciuri, să ne îndeplinim obiectivele. Sunteți omul lui Comodica, așa cum se speculează? Eu cu Marius am fost și suntem cumnați. Am fost colegi de echipă de la Sportul Studențesc din 93-94. Avem o relație bună, dar am spus fiecare cu drumul lui, cu filozofia lui de fotbal și... Drept dovadă, în urmă cu 3 ani, când am luat campionatul cu Astra, ne-am și despărțit. Am fost și voi fi tot timpul adeptul muncii, încerc să-mi fac munca cât mai bine, încerc să capacitez și jucătorii să-și facă la rândul lor treaba cât mai bine, să colaborăm cât mai bine și nu am probleme, sunt puternic din punct de vedere psihic și nu cred că vor fi probleme. E un avantaj faptul că patronul dumneavoastră așa anunțat că nu va mai face declarații la televizor? Da, probabil că va fi un plus pentru jucători, pentru că și jucătorii sunt și ei oameni, unii sunt mai puternici din punct de vedere mental și fac față acelei presiuni, să spun așa, dar unii jucători poate sunt mai moi, mai slabi din punct de vedere mental și poate uneori acele declarații sau așa le trebuie puțin timp să treacă peste ele. Nu-i cer nicio schimbare. El face tot. Avea așa o perioadă în care nu vă veți implica? Normal că are. Normal că are o perioadă, că așa e normal. Perioadă.
Dar după aia, dacă faci așa ce mai s-a întâmplat cu alții, că îi dăm perioadă și după aia vedem că nu e treaba, merge căruța ca lumea așa, nu se coc bine strugurii, nu dau zahăr, imediat. Bun. Deci, exact cum ți-am spus, dacă căruța merge așa, atunci intervine. Dacă căruța merge așa, nu intervine. Da, Bogdan trăiește cu speranța asta. Dar ai văzut în discursul lui că s-a zis, vin cu speranță și cu, și cu entuziasm. Dom'le, orice numai speranță și entuziasm nu citeai în privirea lui și în glasul lui. Nu, gândește-te puțin, e o situație inedită pentru el. Este într-o conferință de presă, prezentat la FCSB, Steaua. Toată lumea e cu ochii pe această situație. Toți își dau cu părerea. 99% critică. Cum mai vrea să se simtă? Nu este simplu, dar chestia aceasta de suprafață s-ar putea să ascundă ceva foarte puternic în spate, în interior. Și să aibă, cum ți-am zis, o capacitate de a transmite niște idei, să-și atragă jucătorii prin aceste idei fotbalistice, prin antrenamente, printr-o organizare tactică. Jucătorii înțeleg foarte bine când un antrenor e bun. Știe și e bun. Și atunci ar putea accepta un compromis de acest gen, dacă antrenorul respectiv le arată că este foarte corect și dacă nu încearcă să ascundă, să se ducă pe sub masă, să spună una, să facă alta, că sunt foarte mulți care procedează așa. Oho. Sunt foarte, foarte mulți. Știi? Deci de asta spun, contează foarte mult puritatea omului, dar să fie și pregătit. Mie mi-a arătat că are o pasiune foarte mare pentru fotbal și că e preocupat. Eu de aici plec. Okay. Nu mi-a plăcut niciodată să vorbesc de rău pe un antrenor. Cu atât mai mult unul care începe un drum. Știu cât înseamnă, câte emoții, câtă frământare este în sufletul lui, în capul lui, câte speranțe în același timp să reușească, să fie... Și are o echipă bună. Va conta foarte mult capacitatea lui în această lună și jumătate de a-și câștiga jucătorii prin partea fotbalistică. Și după aia va fi o situație de gestionare. Cu puțină șansă, poate avea și niște rezultate și să ducă anul cât mai mult și cât mai bine. Bine, s-a zis, el trebuie să ducă echipa în grupele Europa League. Și eu cred, fii atent, eu îl cred și pe Gigi Becali, că îl va lăsa la început. O să ne lămurim. Că îl va lăsa la început. Dacă rezultat primul sau al doilea de aia nu vor fi ok, atunci intervine. Atunci deci asta cu riscul ce, e mare. Ce înseamnă, Dumnezeu, las la început? Păi, deci pentru numele lui Dumnezeu, un fotbalul adevărat, începutul poate să dureze 8 luni, un an. Că așa consideră aia, pentru aia nu primul rezultat este la început. Vorbim despre partea cealaltă a Europei. Păi da. Am început cu zona geografică. Partea din care ne inspirăm, nu? Da, corect, tu ai dreptate. Când te-am delimitat geografic unde ne aflăm și după aia vedem. România joacă cu Norvegia, joacă în Norvegia. Suntem la pământ. Campionatul nostru este la pământ. Echipele sunt la pământ, din toate punctele de vedere. La meciuri... E vreun jucător român? Vreun jucător român, unul, care din punctul tău de vedere și fără să-i jignești, are loc în primul 11 al lui PAOK? Și asta e greu de spus. Nu te-am întrebat dacă are loc la cu tot respectul pentru PAOK, nu te-am întrebat la Liverpool dacă are loc, acolo știu clar că nu are loc. PAOK este campioana Greciei. Da? Este o echipă ok din Europa, de un nivel bun. Dar nu este în top 5. Nu te-am întrebat dacă are loc la Borussia, Bayern München, Liverpool, PSG. Nu, eu văd lucrurile diferit. Mi-e greu să-ți răspund. Ți-e greu ție să mă înțelegi. Tu vrei răspunsul așa. Contează mult cum se adaptează. Contează mult cum intră. Contează mult ce joacă. Nu putem vorbi despre un Răzvan Marin că nu are valoare. A ajuns totuși, trecând prin Standard Liege, la Ajax. Corect. Asta înseamnă înseamnă un jucător cu un potențial deosebit. Se vorbește despre Giannis. Giannis arată că are un talent extraordinar. Acum rămâne să demonstreze că va avea și personalitate
să își mențină acest talent și să se ducă la un nivel superior. Putem discuta. Avem un jucător cum este Chiricheș. Din păcate a avut parte de foarte multe accidentări, dar este un jucător puternic, capacitate bună de a construi, jucător care anticipează, jucător care a jucat la Tottenham, la Napoli. Găsim jucători români importanți, găsim, dar eu mă refeream acum la ceea ce se întâmplă strict în campionatul nostru. Da, absolut. Că până la urmă am vorbit de câțiva jucători care sunt afară. Iannis e încă... printre puțini, iar Iannis e talent, e foarte tânăr, e încă un copil. Vezi speranțe în calificarea României? Poftim? Speranțe reale în calificarea României la Euro, în condițiile în care acum jucăm în Norvegia, multă lume zice, dom'le, dacă nu scoatem rezultatul acolo, deja putem să ne urmăm la revedere. Am spus de la început că este o grupă echilibrată. Nu este simplă, nu este extraordinar de grea. Este o grupă foarte echilibrată. În momentul de față e greu să spunem, da, domne, ne calificăm, pentru că ceea ce se întâmplă cu fotbalul românesc nu este ok și trebuie să înțelegem acest aspect. Dar printr-o calificare, mă rog, ar crește speranțe, însă nu s-a rezolvat foarte multe. Pleacă de la... Și iarăși, nu știu, stai să găsim vinovați, ce vinovați? E vorba de cum suntem noi. Totul e negativ, scandaluri peste scandaluri, căutăm numai negativul, se creează numai polemici, oamenii fug de a mai da bani la fotbal, neexistând aceste echipe, dizolvându-se. Și cum? Rapidul cum s-a dizolvat? Că până la urmă cum a ajuns? Prin disputa dintre suporteri. E posibil așa ceva? Că am vorbit mai devreme de Dinamo. Este posibil așa ceva? Pentru interese de meschine care au făcut să distrugă un club cum e Rapidul și să piardă atâția ani și să piardă poate potențial suporteri. Unde este Steaua? Care este Steaua? Ăștia care sunt în Liga 4 sau FCSB-ul? Lumea care, cum înțelege, cum percepe, unde se îndreaptă? Și așa mai departe, la Brașov. Brașovul s-a dus acea echipă. Vasluiu, care era o echipă puternică, a dispărut. Craiova, nici Craiova nu este Craiova adevărat, că și acolo sunt dispute. Universitatea Craiova, care încă aparține lui Mititelu, din câte am înțeles, da, cu Palmares, cu da, ce? Sau această echipă. Iarăși s-au pierdut niște suporteri, s-a pierdut o identitate, s-a pierdut ceva. S-a pierdut fotbalul românesc în continuare. Pierde din cauza unei foarte slabe organizări la nivel de cluburi, la jocuri și interese în spate personale. Nimeni nu... Astea sunt marile probleme. Astea. De aici, familii care își duc copiii la fotbal văd imediat posibilitatea unei îmbogățiri sau ieșirii din sărăcie, nu au răbdare și împing, sar, se luptă, războaie la nivelul... Ce să înțeleagă acești copii? Cum cresc ei? Cresc într-o mentalitate proastă, negativă, sunt slabi din punct de vedere mental. Când se duc afară și dau de dificultăți, au probleme, au mari probleme, abandonează imediat. Asta este realitatea. De aia avem de... Uite, lume, au fost cu tot respectul pentru echipele mici, că până la urmă au făcut ceva, au gestionat acolo niște bănuți și au reușit. Voluntariu, Chiajna, cine a mai fost? Călăraș OK este un oraș de care a venit pentru prima dată pe prima... Da, și mai sunt. Vine Clinceni, da, vine Clinceni. Astea sunt echipe care atrag. Spune-mi tu, lumea se duce cu evident mare că... entuziasm. Dinamo Rapid, Dinamo CFR, Steaua Vaslui, cum a fost, Timișoara, unde e Timișoara? Timișoara, sunt care aducea patru, o nebunie, un entuziasm total, o energie incredibilă. Sunt trei Timișoare, sunt, nu? Poli Timișoara, Ase Poli, Ripensia, ce e asta? Deci ce? Tot ura asta între noi, să ne mâncăm între noi, să ne tăiem între noi. Că de aici pleacă. Că nu poate să existe trei Timișoare. Nu poate să existe două Stele. Nu poate să existe două Rapiduri. Sau ce or fi. Suntem cu o mentalitate foarte... Da, în fine, acum cred că
din punct de vedere social, trăim o perioadă foarte urâtă. Și asta se răsfrânge asupra acestui campionat. Te vezi întors în fotbal românesc într-o zi? De ce nu? Păi nu de știu. Ce nu? Am mai spus-o, nu este momentul acum, sunt afară. Nu, acum să stai cât mai mult, nu? Vorba aia. Depinde, dar nu, de aici am plecat, sunt român. Îmi place, vin acasă, la mine, vezi, acasă, vezi ceva cu cea bun? Mai mare plăcere. Ce e bun? Ce e bun? Identificăm lucru bun aici. Că, în fotbalul românesc, evident. Ce este bun, în primul rând, că încă televiziunile pot plăti niște bani prin care fotbalul românesc să supraviețuiască. În al doilea rând, că avem talente. Avem talente. Una să despre ce am vorbit mai devreme, educația total greșită de copil pe care o dau părinții pentru disciplina sportivă și care o duc mai departe. Deci avem și alta este talentul, îl avem. 3. Pasiunea pentru fotbal pe care o are țara aceasta. Pentru că, totuși, fotbalul este privit de către toată lumea. Chiar și aia care îl iubesc mai puțin, sunt atenți la ceea ce se întâmplă în fotbal. Și cred că de aici, cumva, trebuie construit. Spune-mi în final că, na, cum ești cu umărul? Pentru că am primit niște mesaje și mi-a întrebat lumea dacă te-ai tatuat. Pă. Nu m-am tatuat. E hematom de la operație. Și asta am vrut să... N-am apucat să le răspund oamenilor. Dom'le, nu s-a tatuat răspund. Nu e cazul. Da, chiar să iau razna la cine... Eu cred că... Dar nu înseamnă cu ei razna. Dacă nu m-am tatuat până acum, mă tatuez la 50 de ani, când începe pielea să se zbârcească, să... Nu știu, abana. Apară transformări. Am vrut să... Ăla e de la operație, nu? Da. Ești ok? Într-un proces de vindecare, recuperare. Și până la startul sezonului o să fie... 3 luni durează tot. Ca să fiu bine, să-mi folosesc cum trebuie. Am înțeles. Răzvan, mă bucur foarte mult că am fost. Și analiza asta ta din final este foarte importantă și cred că trebuie sub o formă sau alta luată și să se rumege. Da? Să se reflecteze asupra celor spuse de tine, pentru că nu e ok. Da, tu până la urmă ești unul dintre oamenii care te-ai detașat, te-ai relaxat un pic, te-ai detașat de ce s-a întâmplat aici și dacă vii și faci radiografia asta, analiza asta a fotbalului nostru, apoi nu-i dă bine. Dar atenție, că am spus, trăim o situație socială. Absolut, absolut. Pentru că ceea ce se întâmplă la nivelul politic este incredibil, e o rușine, o rușine. Hai să nu intrăm acolo, că nu acolo. Intrăm, dar de acolo, da, ăștia suntem în momentul de față. Bine, să știi că și acum 15 ani cred că era tot o rușine ce era la nivel politic, dar totuși fotbal aveam. Era un pic mai diferit, nu știu, mai...